La sfârșitul lunii trecute, fostul viceprimar Peti Andrei a câștigat concursul pentru funcția de director al aeroportului Transilvania Târgu Mureș. De atunci însă așteaptă hotărârea de numire. Până atunci însă este reticent în a vorbi de multiplele probleme existente la aeroport. Deocamdată am câștigat concursul dat pentru funcția de președinte administrator executiv la aeroport. Aștept numirea, aprobarea prin hotărârea Consiliului Județean și data de la care o să încep efectiv să activez pe aeroport. Parte dintre problemele din cauza cărora aeroportul pierde turiști au fost ridicate chiar în cadrul ședinței Consiliului Județean Mureș. Lipsa unui site într-o limbă de circulație internațională, neregula pista de aterizare sau inexistența transportului în comun înspre și dinspre aeroport au fost numai câteva dintre acestea. Sunt multe de făcut, dar primordial aeroportul Transilvania Târgu Mureș trebuie să îndeplinească acea funcție pe care are orice aeroport regional, este motorul economiei locale, județene și regionale și trebuie să facem tot posibil să folosim această posibilitate pe care o avem în județul Mureș să avem acest aeroport internațional. Activitatea aeroportului Transilvania nu este străină lui Peti Andrei. În perioada iunie 2012-iunie 2013 a fost vicepreședintele Consiliului de Administrație, iar mai apoi timp de jumătate de an președinte interimar al aceluiași Consiliu.